Să reluăm discuția începută în episodul trecut despre răzvrătire și consecințele ei. Spuneai că un motiv al răzvrătirii ar fi uh, egoismul, dorința de autopromovare. Care ar mai fi uh, surse ale răzvrătirii? Uh, spuneam că noi ne naștem cu nu cu trei păcate, cum spun unii, cu o natură păcătoasă. Noi ne naștem cu o natură păcătoasă până când asta nu e rezolvată, până când nu e rezolvată problema păcatului, noi tot aici suntem, ne învârtim în jurul problemei. Uh, un alt caz în Sfânta Scriptură, ne, se spune, Sfânt, ne spune Sfânta Scriptură numărul 11, despre adunătura, nu despre adunarea, adunătura copiilor lui Israel, că la un moment dat au venit la Moise și au spus: Ne-am săturat I-am săturat de mana asta care îi în fiecare zi la fel. Am vrea și noi usturoi, praz, ceapă. Zic eu, extreme. Pofte. Uitați, dacă în, în primul caz ziceam că invidia stă la, la baza răzvrătirii, de data asta oamenii ăștia s-au răzvrătit fiindcă aveau pofte nesatisfăcute. Uh. O să încerc să păstrez ideea asta, lider și, și popor. Da? Plecând de la ce spui, adunătură. Vorbim de biserică, ne gândim la niște oameni, da? în cazul acela, în Israel, dar nu din Israel. Da? Erau acolo, dar nu aveau legătura aceea cu Israelul care ar fi trebuit. În biserică, oameni, în clădirea bisericii, dar ne-ai născut din nou. Eu aș vrea să aș, aș modifica cumva, aș, aș spune, în adunare, dar nu în biserică. În adunare, dar nu în biserică. Da, da. Să ruga cineva și să spunea, Doamne, binecuvintează oamenii din adunare care sunt aici, unde e și biserica. Unii s botezați, din păcate mulți, dar întâlnim pe teren oameni botezați, oameni scriși pe registre, oameni care și slujesc câteodată. Și mi-ar place să spun că nu e așa, dar din, din păcate nu pot să fac afirmația asta. Oameni nenăscuți din nou. Încercăm să intervenim din afară, în, 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 înăuntru, nu poți rezolva problema. Problema se rezolvă într-un singur fel, cred eu. Revolt asta, răzvrătirea. Din interior, în exterior. Până nu-i schimbat interiorul unui om, poți să stai de el să se tundă, să se îmbrace, să facă cum, cum mi-ar place mie, cum poate ne spune Sfânta Scriptură. Atunci când Dumnezeu îl convinge pe un om, când îl convinge, când îl naște de nou, există o transformare. Și asta o văd toți. Și problema răzvrătirii, eu cred că doar atunci e rezolvată. Deci, poftele pot fi o altă sursă de, de răzvrătire. Dorințele firii vechi, nerăstignite lipsa nașterii din nou va face ca omul acela să se întoarcă din nou și din nou la starea de nemulțumire de răzvrătire, de nesupunere de neascultare pentru că neascultarea, nesupunerea legate, strâns legate de, de răzvrătire În Deuteronom 7 ni se spune despre inamicii neînfrânți Israel a, a avut, au avut Israel a avut inamici și Domnul spunea să-i înfrângă, să-i să distrugă pe toți. Au rămas unii. Ăia care nu i-au distrus, există o vorbă care zice pe cine nu-l omori nu te lasă să trăiești. Se pare că anumiți inamici nerezolvați se întorc asupra ta și îți dau probleme. Anumite pofte care nu le-ai răstignit. Dacă nu azi, mâine, dacă nu mâine, poi mâine, vor răbufni și se vor vedea, se vor transforma în răzvrătire. Permiteți-mi să spun al treilea, al treilea al, al, pentru că e, un subiect, e, e legat de subiectul ăsta. Ne spune Sfânta Scriptură, tot în numere, însă că dau din numeri, numeri capitolul 12, despre Maria care s-a răzvrătit, sora lui Moise. S-a răzvrătit, eu vreau să, să punctez treaba asta pentru o problemă familie, din familie. Ea s-a legat de soția lui Moise. Ea pentru asta s-a răzvrătit. Uitați-vă, pot exista răzvrătiri și datorită problemelor din familie. Mocnite. Oameni care abțin și ascund în ei lucruri neverbalizate și la un moment dat nu mai poate răbufnește și se răzvrătește. Consecință? De data asta, lepră. Ne spune Sfânta Scriptură, Maria a fost cuprinsă de lepră, numai când omul lui Dumnezeu, Moise, a intervenit și s-a rugat, s-au rezolvat problemele. Înseamnă că fiecare răzvrătire va trage după sine consecințe. Principiul ăsta cauză efect. Dar dacă vrem să nu ajungem acolo la durerile care vin din răzvrătire, care ar fi soluția să îndreptăm lucrurile? Așa cum spuneam, răzvrătirea e pe stradă, răzvrătirea în familie, răzvrătirea e în biserică, societatea, la locul de muncă, unde privești, ai parte de, de o imagine, de un tablou din ăsta, cel puțin o parte care să zugrăvească răzvrătirea. Care ar fi soluția? În Romani, capitolul 12, există un verset fain, frumos, superb, care cred eu că ne rezolvă un pic dilema noastră. Spune acolo, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine. Înțeleg eu din afirmația aceasta scrisă în Sfânta Scriptură că problema nu o rezolvăm cu problema. Problema o putem rezolva cu dragoste, cu Dumnezeu. Dumnezeu care este dragoste, Domnul Dumnezeu îi dragoste, ne spune Sfânta Scriptură. Soluția la rezolvarea urii nu-i mai multă ură. Sol, soluția la problema din Rusia, din Ucraina, nu-i armamentul din dotarea Americii. Nu cred, nu cred. Îi mai, mai tare întățesc, cred eu, problema. Ce îi dragostea. Eu cred și susțin ceea ce spune Sfânta Scriptură. Poți să biruiești rău prin bine. Asta a învățat Domnul Isus Hristos. Îl poți cuceri pe inamic dacă îți cere să mergi o milă, spunea Domnul Isus, tu mergi. Nu una, două. Și l-ai înfrânt. Este arma la care va capitula vrăjmașul. Dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ni se descopere. De fapt, în Noul Testament, asta, asta descoperim. Dragostea lui Dumnezeu cu care avem biruință. Ascultându-ne și, ascultându și având în, în imagine lumea în care trăim, m-am gândit că pentru unii oameni care ne ascultă, s-ar putea să pară atât de uh, irealizabil modul ăsta de lucru. Adică, uh, cum ar fi acum ca Biden să meargă la Putin îmbrățișându-l, nu? Ar fi așa o imagine, nu, 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 așa se să, să rezolvă problemele. Și totuși, le rezolvăm cu armele de mii de ani și tot nu avem pace. Și după mii de ani, nu realizăm că modul ăsta de lucru, conflictual, nu rezolvă, de fapt, problema. Însă, acum, dacă în lume, la niște oameni născuți din nou, poți înțelege și poți accepta că ei n-au cum să priceapă felul ăsta de lucru, e trist că în biserică cei aflați în conflict. Nu înțeleg că soluția nu-i răzvrătirea, nu-i rebeliunea, nu-i nu amplificarea conflictului, nu-i divizarea în tabere, nu-i dezbinarea, ci înțelegerea, dialogul, acceptarea celuilalt. Ne cheamă Dumnezeu să ne acceptăm unii pe alții. Îi dă poruncă la un moment dat Domnul Isus Hristos. Iubiți-vă unii pe alții, spunea Domnul. Prin asta vor cunoaște oamenii că de fapt sunteți ucenice mei, dacă vă veți iubi mi-a plăcut cum comentau un frate el de ce le poruncea să se iubească știa domnul că o să fie împreună în aceeași cameră și atunci când te apropii de o persoană îi vezi și greșelile și defectele pentru că trebuie să recunoaștem că le avem fiecare încearcă să le camufleze oamenii până la un punct la un moment dat nu le mai poți ascunde iesă la ivială soluția să le acceptăm, să le acceptăm pe celălalt așa cum el ne-a acceptat pe noi, cum Dumnezeu ne-a acceptat pe noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze la... O acceptare în dragostea omului, nu a stării păcătoase din viața lui, da. clar, adică vrem să tragem o demarcație clară între, între acceptarea unui stil de viață păcătos cu care nu suntem de acord, pentru că Biblia ne interzice felul acesta, adică păcatul nu e acceptat în viața unui credincios, dar totuși atunci când un om greșește, soluția nu este să-l arunci peste bord, da? Soluția... E să cauți pentru el o rezolvare la problema pe care o are. Dacă ar fi în familie o problemă de conflict, de răzvrătire, ce sfat ai da părinților, a căror copii sunt răzvrătiți? Poate, a căror copii nu doar că nu ascultă, au luat-o pe niște căi ale lumii, ale întunericului. Cred că e aceeași, se aplică același principiu. Principiul dragostei atunci când chiar părinții vin și îl învinuiesc, îi, îi, îi pun lista ce au făcut pentru el și se întâmplă asta din păcate pe teren. Eu ți-am dat, ți-am făcut și așa mai departe. Nu rezolvă problema. Atunci când cu dragoste se apropie de risipitor, vorbim despre, îmi vine în minte fiul risipitor, s-a întors la tata, avea o subedenie de motive să fie supărat tata și să-l respingă pentru că i-a adus dezonoare și așa, așa mai departe. Ne spune Sfânta Scriptură, l-a îmbrățișat cu mare dragoste și a fost o mare bucurie. Reîntoarcerea acasă. Da, ar fi multe direcții în care să dezvoltăm discuția aceasta noastră despre, despre răzvrătire. Aș vrea să te întreb, cum crezi că ar trebui, având în vedere că e un lucru actual acum, da? Cum ar trebui să abordeze un credincios, un creștin? Protestele din stradă. Am auzit și lideri religioși care promovează treaba asta. Persoane chiar importante au spus: dacă e nevoie, ieșim și în stradă. Să facem ce? Eu mă gândesc că, că s-au gândit la un protest pașnic, da, gen al susținerii familiilor cum au fost Furdui sau Bodnariu sau a unor principii care au fost încălcate, principii biblice. Cel puțin numai dacă ai întâlnit o altfel de abordare în sensul nu cred că cineva, un lider religios ar cere cuiva să iasă cu băta în stradă, nu cred că... Nu, nu nici eu n-aș vrea să cred treaba asta. În minte am persoana pe care am auzit-o, Părea un pic răzvrătit în momentul când făcea afirmația. Domnul ne trimite în cămăruță și să o și încuiem, ne spune în cuio când intre acolo. Da, nu sunt împotriva ieșirii în stradă ca să arătăm lumii, pentru că Domnul, de fapt, ne cheamă, ne trimite, mergeți, mergeți și, propăpădătoriți, poate fi un mijloc de a arăta lumii că noi promovăm principiile creștine, nu ce se promovează în ziua de azi principii demonice. Din păcate, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, se promovează principii demonice. Și dacă nu ești de acord cu principiul ăsta, ești fanatic, ești îngust și trebuie să stai la marginea societății. Spune Sfânta Scriptură despre personajele astea și acum noi avem în minte deja, mă gândesc că vă dați seama la ce fac referire. În Romanii capitolul 1, spune Sfânta Scriptură despre o pedeapsă care deja o dă Dumnezeu. Eu cred. Părerea mea cea mai mare pedeapsă pe care o poate da Dumnezeu e asta. Pus în Romanii capitolul 1. Pe unii Dumnezeu i-a lăsat în voia pornirilor. Și ce vedem pe teren, mai cu seamă la anumiți lideri seculari, persoane care n-au nimic de a face cu Dumnezeu și atunci problema răzvrătirii nu se poate rezolva în felul ăsta. Înseamnă, înțeleg că o abordare corectă în vremea asta ar fi uh, promovarea pașnică a poziției noastre, poziția noastră însemnând principiile Bibliei. Da? Adică, până la urmă, dacă exact cum spuneai, e o categorie de oameni care își promovează, Biblia folosește un termen, își spume gărușinile, iasă la suprafață toată depravarea, toată, toată mizeria asta a păcatului și o, o promovează. Ar fi corect și noi să promovăm niște lucruri. Spuneam unor tineri, dacă tinerii din lume își afișează și își poartă pe tricou idolii, noi de ce ne-am rușina cu mesajele noastre? N-ar fi corect să avem o libertate și o bucurie în a promova în felul acesta pașnic, public, da? Nu, nu, nu atitudine de răzvrătire, nu atitudine contundentă, violentă, jignitoare, ofensatoare. Una demnă, dar curată. De fapt, asta înseamnă Evangheliei. Vestea bună. Vestea bună trebuie transmisă. Nu o punem, nu o ascundem. Asta înseamnă Evanghelia. Dumnezeu din cer a coborât la noi și a coborât. Când coboară el, coboară și dragostea. Noi asta vrem să spunem oamenilor. Trebuie să spunem oamenilor. Și spunea Pavel, vai de mine dacă nu o fac. Deci nu sunt potriva ieșirilor în sensul ăsta. Chiar trebuie să facem, să, să, să promovăm valorile familiei, valorile creștine, Dumnezeu. Dar înainte de a ieși sau în timpul cât ieșim, eu cred că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe cei de schimbat. Noi nu putem schimba, dar El poate. Până la urmă, în spatele conflictului <coughs> vizibil, e unul spiritual care așa cum făcea referire cu siguranță se câștigă pe genunchi. Da. Frate Radu, mulțumesc pentru această primă participare la discuțiile noastre. Sper ca oamenii să ne fi înțeles. În cazul în care sunt nuanțe pe care n-am reușit să le transmitem foarte corect, o să rugăm pe cei care ne urmăresc să ne scrie și eventual ulterior putem răspunde. Dacă vrei să faci o concluzie la încheierea acestui dialog, Uh. Răzvrătirea, cred eu, îi e un instrument al diavolului. Atunci când te revolți, când ești acru, îi semnul că nu-i arma lui Dumnezeu asta. Spunea cineva când ai o travă care vrei în vasul tău și vrei să o arunci pe cineva, primul care uh, moare, primul vas care e distrus, e cel în care ai ținut. Recipientul în care ți ținut o travă. Nu ține, nu ține uh, uh, o travă asta pentru că îți va face rău și nici de cum bine. Vor fi consecințe multe asupra ta, asupra familiei, asupra celor din jur. Uh, spune Sfânta Scriptură despre poporul Israel, spre exemplu, că a stagnat, a stagnat 38 de ani, a bătut pasul pe loc pentru probleme de genul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu cred că are soluții. Eu cred că există un manual de folosință pentru orice lucru. Dumnezeu are soluții și la problema asta. Dumnezeu, dacă deschidem Sfânta Scriptură și sincer venim la El și suntem macri și spunem, ne recunoaștem, ne recunoaștem în rugăciune și îi spunem, Doamne, am probleme interioare. Dumnezeu îi dispus și chiar vrea, nu trebuie să-l înduplecăm, el vrea mai mult decât noi să ne ajute. Și atunci vom rezolva problema în noi, în interiorul nostru și în, în, jurul nostru. Pentru că atunci când cineva are probleme, se răsfrângă asupra celorlalți problemele care le avem. Lăstare de amărăciune, cum spune scartea Evrei în capitolul 12, sunt mulți molipsiți imediată sacre, sacru eu, imediată săcre mulți. Spunea cineva, Există câte o persoană care, dacă îl pui lângă o sticlă de lapte dulce, să crește imediat. Suntem acre și n-ar trebui să fim așa, ar trebui să fim plini de bucurie că Dumnezeu ne-a mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Apoi spune Sfânta Scriptură despre, despre anumite cercuri de răzvrătiți în Deuteronom, capitolul 16, îi spune Dumnezeu lui Moise, depărtează-te de ei, cu ei mă voi judeca, depărtează-te de ei apoi în capitolul 3 din Tit apostolul Pavel învață pe Tit și îi spune așa depărtează-te de cei ce fac dezbinări n am mai găsit cel puțin în Noul Testament unde se îndemne Sfânta Scriptură pe cineva să se îndepărteze de cineva li se spune încurajează-i vorbește, discută în cazul acesta Spune Sfânta Scriptură, depărtează-te, e riscul extrem de mare. Dacă îl vezi că merge pe o parte de stradă, du-te partea cealaltă. Dacă intri cu el, vei fi tovarăș cu el și le rele strică obiceiurile bune. Să dea bunul Dumnezeu să ne facem obiceiuri bune. Amin. Până aici episodul acesta cu o temă foarte largă de discutat, un subiect, o problemă care afectează familia, biserica, societatea cu consecințe dureroase de fiecare dată. Dar aș vrea să închei citindu-vă un verset din Cartea Prorocului Isaia. Ultimul verset din Cartea Prorocului Isaia. Aici Cuvântul lui Dumnezeu spune așa și când vor ieși vor vedea trupurile moartele oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Am vrea să vă spunem că, de fapt, la urmă, cea mai dureroasă răzvrătire e cea împotriva lui Dumnezeu. Dacă aici pot suferi din cauza răzvrătirii o vreme, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu va aduce o durere veșnică. Ascultați sfatul nostru. De fapt, nu al nostru, al Bibliei. Dumnezeu are leac de răzvrătire. Doar să alegem să ne lăsăm vindecați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.